Trei bărbați cu vârste cuprinse între 27 și 35 de ani au murit după ce s-au răsturnat cu mașina într-un șanț, accidentul având loc în județul Constanța. Conform IPJ Constanța, șoferul în vârstă de 31 de ani a pierdut controlul volanului într-o curbă. A fost deschis dosar penal în acest caz. În urma evaluării medicale au fost identificate 4 victime, ocupanți din autoturism, dintre care 3 persoane decedate și o persoană care a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar care nu necesită transport la spital. Pasagerii din autocar nu au suferit vătămări și își vor continua deplasarea cu un alt mijloc de transport către Sighetu Marmației, a precizat sursa citată. Echipajele de intervenție au găsit la locul solicitării 4 victime încarcerate, dintre care erau de cod negru, prezentau leziuni incompatibile cu viața, o femeie de 20 de ani, un bărbat de 21 de ani și un bărbat de 40 de ani. Echipajele de descarcerare au procedat în prima fază la extragerea pasagerului care se afla pe locul din dreapta spate, conștient și cooperant cu multiple leziuni, rezultate în urma impactului. Victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 20 de ani, a fost preluată de echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, stabilizată și evacuată la UPU SMURD Bistrița pentru îngrijiri medicale, a precizat ISU Bistrița Năsăud. Autoritățile bistrițene au activat planul roșu de intervenție în cazul accidentului rutier produs între un autocar și un autoturism, PDN 17C, pe raza comunei Telciu, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița Năsăud. La caz au fost alocate 2 echipaje de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD și 2 echipaje de la Serviciu de Ambulanță Județean. Persoanele aflate în autoturism au rămas încarcerate. În autocar se aflau în jur de 35-40 de persoane. Traficul a fost oprit câteva zeci de minute în zona localității Telciu pentru descarcerarea persoanelor din autoturism și efectuarea cercetărilor la fața locului, relatează Digi24.ro.